Să citim cuvântul lui Dumnezeu din 1-a epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 11, pagina Cornilescu 11-21, 1121, 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 17, citim cuvântul până la versetul 32 inclusiv. Să dăm cuvenită ascultare cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Doamne, stăm în prezența Ta și în prezența cuvântului Tău cel Sfânt și îți mulțumim pentru momentele acestea, mulțumim că ești prezent în adunare, mulțumim că vrei să ne vorbești, Doamne, mulțumim că încă o dată ai privirile îndreptate spre biserica Ta, și în special acum când avem oportunitatea de a fi o oaspeții mesei Tale, Doamne, dorim o cercetare deosebită, dorim o atingere a Duhului Sfânt, dorim, Doamne, cuvântul să penetreze în inimile noastre și să ne schimbe, să ne sfințească, Doamne, ca să fim vrednici de a sta la masa Ta, de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului Iisus. Slăvim jertfa Lui, Doamne, înălțăm această jertfă în inimile noastre, în adunarea copiilor Tăi și îți dăm slavă că vei face mult mai mult decât credem sau gândim noi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frați și surori, slăviți să fie Domnul că suntem din nou în casa Lui în dimineața aceasta și cred că este o mare binecuvântare și o oportunitate deosebită să fim împreună în locul acesta.
E o minune că după încercarea cu pandemia să fiu împreună cu dumneavoastră încă o dată în România. Sincer să fiu, nu speram că voi fi când am văzut câți colegi de-ai mei mai sănătoși, mai buni, mai cu eficacitate în lucrarea Domnului au plecat. Și m-am întrebat de multe ori de ce am rămas eu. N-am nicio explicație, nicio logică, decât mila și harul lui Dumnezeu a fost bogate față de mine. Slăvit să fie Domnul! E o bucurie pentru mine ori de câte ori sunt împreună cu frații și surorile din Biserica Emanuel, pentru că, așa cum amintea fratele Paul, de această biserică mă leagă multe lucruri, nu doar amintiri, ci și experiențe. L-am cunoscut pe Domnul la Timișoara, în biserica de pe Romulus, și m-am întors la Domnul la predica fratului Ola Liviu, când țin minte și predica, a predicat ceai în mână și a dat câteva exemple din Scriptură, văduva cu doi bănuți și așa mai departe, David o praștie, și s-a uitat la balcon și a spus: tu ce ai în mână? Poate spui, n-am nimic, nici măcar un leu în buzunar pentru perși. Eu eram ăla. Și a spus, aruncă-te în mâna mea și vei vedea ce voi face cu tine. Și în momentul acela am capitulat și m-am predat Domnului. Dar am încheiat legământul cu Domnul aici, în biserica numărul 2, actuala Biserică Emanuel, și aici am crescut, m-am format și am primit chemarea Domnului pentru lucrare. Și nu știu cum se face că în ultimele dăți, când am fost în România și am fost împreună cu dumneavoastră, tot la cina Domnului am fost. Asta înseamnă că mă consider parte din această adunare și slăvit să fie Domnul. E o onoare, e o cinste pentru mine lucrul acesta. Aș dori în dimineața aceasta, pentru că suntem din nou în fața mesei Domnului, să tratăm puțin experiența asta deosebită, oportunitatea asta deosebită de a fi invitați oaspeți la masa Domnului, ca să înțelegem mai profund, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, ce însemnează pentru noi ca biserică această lucrare. Nu este un simplu ritual baptist sau creștin. E ceva mult mai mult, mult mai adânc. Și vă mărturisesc că de zeci și poate de sute de ori la cina Domnului ca păstor, am citit pasajul acesta din 1 Corinteni 11, l-am folosit, dar n-am meditat suficient de adânc asupra lui să văd ce a vrut Dumnezeu prin Apostolul Pavel să explice bisericii din Corint și ce vrea Domnul pentru biserica lui de astăzi să ne învețe cu privire la participarea noastră la masa Domnului. Capitolul 11 din 1 Corinteni este, consider eu, un capitol foarte important și totodată practic, care tratează trei probleme deosebit de importante și în același timp sensibile. De la versetul 1 tratează problema autorității. Autorității în familie și, bineînțeles, autorității în biserică. Și suntem îndemnați să onorăm această autoritate stabilită de Dumnezeu, să o respectăm, să nu fim rebeli nici în familie, în relația soț-soție, părinți-copii, și nici în biserica Domnului. Apoi, în versetele următoare, suntem învățați, avertizați să respectăm biserica. Suntem un trup, trupul spiritual al Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Suntem una în Hristos, suntem în relația de frați și surori și trebuie să ne onorăm, să ne respectăm unii pe alții. Mi-aduc aminte strategia lui Pavel în
epoca sclavagistă, când erau sclavi și stăpâni de sclavi, apostolul Pavel nu s-a băgat în politică, în probleme de ordin social, ci Pavel a folosit Evanghelia în conjunctura în care i-a fost dat să slujească, l-a convertit pe stăpânul de sclav, pe Filimon, și l-a convertit pe Onisim, sclavul, și i-a așezat în biserică în relație de față. Și dintr-o dată discrepanțele s-au nivelat, s-au rezolvat. Și de aceea este foarte bine să înțelegem aspectul acesta. Noi nu aducem în biserică probleme de ordin social, politic, nu ne avantajează cu nimic și nici nu-i locul aici. Aici suntem frați și surori în Domnul Iisus Hristos. Amin? Nimic mai puțin, nimic mai mult. Ăsta este statutul și noi trebuie să ne onorăm, să ne respectăm și să ne prețuim unii pe alții. Biserica e locul unde trebuie să te simți valoros, că așa te vede Dumnezeu, trebuie să te simți prețuit pentru că ești între frați și surori și trebuie să te simți bine pentru că suntem în familia binecuvântată, răscumpărată a lui Dumnezeu. Să ne onorăm, să ne respectăm unii pe alții. Și în final, în capitolul 11, apostolul Pavel ne îndeamnă să prețuim masa Domnului, să conștientizăm importanța participării noastre la masa Domnului. Fraților, dați-mi voie să subliniez, este cea mai dulce, cea mai reală, cea mai binecuvântată părtășie pe care noi o putem realiza în biserică. E frumos timpul de rugăciune și foarte benefic. E frumoasă cântarea pentru că unge inima și pregătește inima pentru ascultarea cuvântului. Este extrem de importantă predicarea Evangheliei, ascultarea noastră, dar cea mai adâncă, cea mai reală părtășia noastră cu Hristosul care s-a jertfit, care a înviat și care stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, este timpul pe care îl petrecem la masa Domnului. Și apostolul Pavel ne conștientizează aici, în capitolul acesta, de acest lucru și spune, pentru că este cea mai reală, cea mai dulce părtășie, trebuie să conștientizăm, să prețuim și în același timp să existe o cercetare de sine foarte reală, foarte concretă, foarte personală. La masa Domnului nu avem voie să cercetăm pe alții. Trebuie să ne cercetăm, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Pentru că Domnul Iisus este prezent aici, prin trupul Lui, prin sângele Lui și noi suntem părtași împreună ca trup, ca biserică, la masa Domnului. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, versetul 56-57, spune Domnul Iisus, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Când m-am oprit foarte atent la cuvintele acestea, am rămas puțin blocat și mi-am adus aminte, citeam cândva, că primii creștini erau acuzați în secolul I de canibalism. Erau acuzați că se adunau duminică dimineața în zori de zi prin catacombe să bea sânge și să mănânce un trup. Și de-a lungul vremii, în cei 2000 și ceva de ani de creștinism, sunt foarte multe neînțelegeri și interpretări greșite cu privire la masa Domnului. Foarte multe erezii s-au strecurat în creștinism cu privire la această lucrare deosebit de importantă, pentru că Satana știe că este cea mai importantă și cea mai
extraordinară lucrare a bisericii, a părtășiei a bisericii, și de aceea el îndreaptă săgeți nimicitoare și caută să creeze confuzie și să strecoare erezii în aspectul acesta. Citeam undeva că o fetiță a rămas într-o duminică dimineață cu părinții în sanctuar, nu s-a dus la grupa de copii, curioasă să vadă ce se întâmplă acolo după ce pleacă copiii la grupă. Și era duminica cu cina Domnului. Când s-a terminat biserica, singura ei subliniere în discuția cu părinții a fost aceasta: e mai bună gustarea la grupa de copii decât la voi în biserică, că se dă mai mult jus acolo. Ce este trist, frați și surori, este că unii adulți au o minte de copii în înțelegerea adevăratului sens profund a mesei Domnului. Ce înseamnă participarea noastră la masa Domnului? Subliniam la început că nu este un simplu ritual, nu este o împărtășanie doar. Apostolul Pavel, aici în versetul 23 din 1 Corinteni 11, subliniază și asta dă autoritate în ceea ce privește învățătura cu privire la masa Domnului, că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat. Ca biserică a secolului 21, avem mare nevoie de predicatori, de învățători care să respecte principiul acesta. Am primit de la Domnul, n-am studiat din cărți, n-am auzit de la alții, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și dacă mesajul vine de la Domnul, printr-un vas curat, atunci asta zidește biserica, asta dă autoritate cuvântului pe care noi îl ascultăm. La fel ca și corintenii, unii creștini s-au prea obișnuit, cred eu, și chiar au devenit neglijenți în ce privește participarea la masa Domnului. Corintenii, parcă îmi vine greu, mi-a venit greu să citesc pasajul acesta și mai ales în Biserica Emanuel, de la versetul 17 la versetul 22. Incredibil, dar biserica întotdeauna a avut probleme și a avut tot felul de elemente negative. Câteodată zâmbesc când aud câte un frate foarte duhovnicesc care spune: frate Nelu, am vrea să fim o biserică nou-testamentală. Sună foarte spiritual, foarte frumos. Și eu întreb, ca și care nou-testamentală? Ca și Corint? Nu ca și Corint. Ca și Efes, care și-a părăsit dragostea din tâi, ca Sardes, care numai câteva nume mai erau, ca și care din Noul Testament vrem să fim? Observați că în biserică erau tot felul de elemente, erau și oameni sfinți. Ai acolo câțiva oameni care nu și-au mânjit hainele, care au trecut biruitor prin persecuții grele și pentru ei sunt făgăduințe speciale. Dar în Corint, de exemplu, erau oameni răi, aveau divizări, făceau deosebiri în biserică, aveau așa numite mese de dragoste, agape, și acolo se făcea deosebire între frații săraci și cei mai înstăriți. Și Apostolul Pavel folosește oportunitatea, și asta îmi place, frați și surori, în cuvântul Dumnezeu, că Biblia este o carte realistă. Dacă eu, ca păstor, aș fi scris epistola asta unei biserici, n-aș fi pus versetele acestea. Mi era oarecum greu să folosesc expresiile astea, dar Biblia este o carte realistă. Ea prezintă aspectele așa cum sunt. Nu încearcă să fățuiască, să înfrumusețeze situațiile care nu sunt frumoase, să le facă mai bune pe cele care chiar nu sunt bune. Prezintă lucrurile așa cum sunt. Și eu, când citesc Biblia, mă văd în Scriptură exact așa cum sunt. Înțelegeți? Și de aceea este foarte important pentru noi să nu neglijăm, să citim și să medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu.
Pavel folosește oportunitatea să îi avertizeze cu privire la lucrurile prioritare în Biserica Domnului. Dacă ar fi să rezumăm învățătura lui Pavel cu privire la masa Domnului, aș dori în dimineața aceasta întreagă să punctăm câteva lucruri care să stimuleze gândirea noastră creștină și să ne maturizeze în ceea ce privește înțelegerii importanței mesei Domnului și a participării noastre la această lucrare deosebită. Primul lucru care aș vrea să-l menționez aici este că masa Domnului, frați și surori, e semnul unității noastre creștine. Vă rog să rețineți lucrul acesta. Asta era problema care îl frământa mai mult pe Pavel cu privire la corinteni. Mai întâi de toate aud că atunci când vă adunați, când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și asta îl durea pe apostolul Pavel când se gândea la biserica din Corint. Pentru că, așa cum avea să scrie galatenilor, în Galateni 3:28, Pavel, cu privire la biserică, spune: nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Asta este biserica în conceptul lui Dumnezeu, în conceptul Scripturii. Noi suntem una în Hristos Iisus. Acum, aș vrea să înțelegem că în lumea antică ideea de unitate era mai accentuată în familie și în societate decât astăzi. De aceea, grupul ucenicilor Domnului era privit așa de radical. Dacă suntem atenți doar la ceea ce spune Domnul Iisus în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 34-35, vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dragostea este, frați și surori, cartea noastră de vizită, legitimația noastră. Când intră cineva necredincios, un străin, în adunarea copiilor lui Dumnezeu și vede dragostea care există între frați, când cineva cunoaște pocăiții și vede cum acționează, cum se relaționează pe verticală, pe orizontală, unii cu alții, ei înțeleg că e ceva deosebit, ceva care nu poți vedea în lume, în societate. Și de aceea ei sunt cercetați prin asta mai mult decât prin cântările, prin programele, prin studiile noastre. Numai că la Corinteni nu era valabil lucrul acesta. Biserica era divizată după bunăstare, după rang social și chiar în versetul 17 zice: vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Fraților, noi suntem împreună mădulare în același trup și de aceea mâncăm aceeași pâine și bem același pahar cu rodul viței. Proclamăm prin aceasta unitatea noastră creștină. Și aceasta trebuie să fie vizibil întotdeauna, dar cu prisosință, atunci când participăm la masa Domnului. Trebuie să conștientizăm lucrul acesta. Suntem un trup, mâncăm o pâine și bem din același pahar. Apoi, prin părtășia la masa Domnului, noi dovedim, aș numi eu, misterul prezenței lui Hristos. Și problema asta am considerat o problemă foarte sensibilă, cel puțin în dreptul meu, zice apostolul Pavel. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, afrânt-o, a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Consider că Hristos
este realmente în dimineața aceasta prezent prin pâinea și vinul cu care noi ne împărtășim la masa Domnului. E o atenționare foarte serioasă aici, la care parcă ani la rând nu i-am dat importanța cuvenită. Domnul Iisus zice, acesta este trupul meu. Nu spune, asta simbolizează trupul meu. Am folosit ani de zile. Pâinea asta simbolizează trupul meu. Nu scrie în Biblia asta. E, cred eu, ceva mai mult decât un simbol. E realmente prezența lui Hristos prin Duhul Sfânt în momentul când noi suntem părtași la masa Domnului. Vedeți, fraților, noi trăim astăzi într-o lume mecanică care e mult mai rigidă decât lumea în care se mișca Iisus și ucenicii Lui. Când Iisus a spus, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, aceasta era o exprimare a unei realități spirituale absolute. El n-a spus, asta este simbolul trupului meu, simbolul sângelui meu. Vedeți, în gândirea evreiască a primului secol, linia de demarcare între simbol și realitate era oarecum neclară, nedefinită. Și apoi Iisus adaugă, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și evreul înțelegea mai mult ce înseamnă să faci spre pomenirea mea. Adică să-ți amintești înseamnă a pătrunde, a fi admis, a participa, a împărtăși, a te asocia în totul cu persoana respectivă sau cu lucrarea respectivă. Era ceva mai mult decât un exercițiu mental, o simplă emoție sentimentală. Implica o înțelegere clară a ceea ce îți amintești. Vedeți, noi la masa Domnului, de obicei, noi bihorenii suntem mai sentimentali. Așa zicea cineva, frate Gug, eu la masa Domnului totdeauna plâng în duminica când particip. Nu e lucru rău, e bine, dar nu-i doar o simplă emoție. E o conștientizare cu întreaga ta personalitate a faptului că Domnul Iisus s-a jertfit realmente pentru noi. Îmi place foarte mult la masa Domnului când se cântă cântarea Mă duc la Golgota, să aud ce-mi vorbește, să-L văd pe Domnul meu cum moare pe cruce. Când evreii mâncau Paștele, participau sau deveneau una cu strămoșii lor care au trăit realmente experiența Exodului. Ei nu doar simțeau așa, măi, sărmanii ăia, cât de greu le-a fost, ce experiență să treacă prin mare, ca pe uscat. Nu, realmente se făceau una în Duhul, în experiența pe care au trăit-o strămoșii lor în timpul Exodului. La fel și noi, frați și surori, la părtășia cu masa Domnului, noi experimentăm prezența reală, nu imaginală, nu simbolică a Domnului Iisus. În alte cuvinte, a-ți aminti de Domnul Iisus, de jertfa Lui, înseamnă să devii un participant al realității petrecute acum 2000 de ani la Golgota. Spunem, și în locul meu, și în locul meu, murita Domnul pentru toți, veni să-i mulțumim. Adică, realmente, eu am fost acolo când Domnul Iisus și-a dat viața, și pentru mine personal, și eu, nu Iuda singur vinovat, și eu sunt vinovat de moartea Domnului Iisus. Și pe mine Domnul Iisus m-a avut în vedere atunci când și-a jertfit viața pentru cei păcătoși. Zice Apostolul Pavel, cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Toate expresiile folosite de Apostolul Pavel, și asta m-a frapat în 1 Corinteni, capitolul 11, sugerează că primii creștini au înțeles că ei, într-un anumit sens, primeau trupul și sângele Domnului Iisus în comuniunea lor, pentru că realmente prezența lui Hristos prin Duhul Sfânt
era ceva concret, nu ceva imaginar, ceva sentimental. Era ceva concret acolo. Bineînțeles că asta a creat o problemă serioasă în gândirea greacă și romană, de aceea creștinii, cum spuneam, erau acuzați de canibalism. În timp, tradiția și teologia au încercat să minimalizeze cumva, să explice cumva ideea transformării, că se transformă în trupul, în sângele Domnului Iisus și tot felul de lucruri de felul acesta. Nu intru în discuția aceasta pentru că aveți aici teologi care vă pot explica mult mai mult și mult mai bine. Dar ce vreau să spun cu asta, frați și surori, cu cât încercăm să demistificăm și să definim realitatea prezenței lui Hristos la masa Domnului, cu atât vom încurca și vom întuneca mai mult lucrurile. Desigur că asta pare a fi destul de complicat. Numai că, cred eu, în loc de a gândi mecanic, cum am putea explica logic ce se întâmplă la masa Domnului, cred că ar fi mai bine și mai benefic să credem că atunci când participăm activ la masa Domnului, noi împărtășim misterul prezenței Domnului Iisus în mod concret aici, a prezenței Lui reale în mijlocul nostru și în viața noastră. Și dați-mi voie să spun, dacă Domnul e prezent aici, la masa Domnului, atunci noi, conștientizând lucrul acesta, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Apostolul Pavel zice, fiecare personal să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce. Să tratăm participarea noastră la masa Domnului, asta vroiam să spun de fapt, cu toată seriozitatea. Să participăm cu toată ființa noastră și să nu luăm ca un lucru de apucat participarea noastră la masa Domnului. Amin? Apoi, în al treilea rând, masa Domnului, Apostolul Pavel ne explică aici că este pecetea unui nou legământ. Versetul 25. Tot astfel, după cine a luat paharul, a zis, acest pahar este, nu că simbolizează, este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Legământul e un acord, o înțelegere, un contract. E o promisiune solemnă. Dumnezeu a făcut un legământ cu Avraam și tăierea împrejur a fost semnul acelui legământ în carne. Cu noi însă Domnul Iisus a făcut un nou legământ care este pecetruit cu sângele său vărsat pe crucea Golgotei. Legământul cel nou pecetruit sau sigilat cu sângele meu. E ceva extraordinar. Sub vechiul legământ omul se temea de Domnul, pentru că în mod sigur era vinovat de călcarea legii. Însă, ce aș vrea să înțelegem, frați și surori, sub noul legământ, noi venim înaintea lui Dumnezeu și când suntem vinovați. Mă înțelegeți? Și când suntem vinovați, venim înaintea Domnului ca un copil la tata. Cumnatul meu mai mic, când făcea prostii, venea la tata și spunea, iar am făcut prostii, bate-mă. Și bineînțeles, când se uita tata la el, îi dădea un hag, îl îmbrățișa și spunea, îmi pare rău că ai greșit și câteodată spunea, trebuie să te pedepsesc, dar te iubesc. Nu mai vreau să mă superi. Înțelegeți deosebirea? Una este să vii terorizat că iar primești bătaie, că iar ai călcat legea și cu totul altceva să vii ca un copil la tata și să știi că ești primit cu dragoste și chiar dacă trebuie să fii pedepsit, ești pedepsit cu dragoste temporar ca să fie spre binele tău.
prin jertfa Domnului Iisus, noi suntem incluși într-o relație familiară cu Dumnezeu. De aceea, masa Domnului este o comuniune, este o părtășie sobră, solemnă, reală. Nu-i ceva visător, ceva posomorât pentru noi moartea Domnului Iisus. Moartea Domnului Iisus n-a fost pentru noi, frați și surori, un tragism, o catastrofă. Vai, Doamne, ce s-a întâmplat! Cum a spus Petru în gândirea lui umană, să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Și ce a spus Domnul Iisus? Înapoi a mea, Satano. Pentru că asta era lucrarea, planul divin de mântuire a lui Dumnezeu. Ceva nou măreț a rezultat din asta. O nouă relație familiară cu Dumnezeu. Când vii la masa Domnului, chiar dacă ești vinovat, te prăbușești, te pocăiești și vii cu încredere că ești iertat, că ești acceptat. Dacă vii așa cum spune cuvântul și poți să ai părtășie în familia copiilor lui Dumnezeu, este important să înțelegem aspectul acesta, este extrem de practic. Ori de câte ori avem oportunitatea să fim la masa Domnului. Și aș mai spune ceva, masa Domnului este, aș numi-o eu, o proclamare delicată și perceptibilă a Evangheliei. Prin participarea la masa Domnului, spune Apostol Pavel, sau de fapt spune, redă cuvintele Domnului Iisus, vestiți moartea Lui până va veni El. Nu suntem toți predicatori, nu suntem toți cântăreți, dar prin participarea la masa Domnului, în mod efectiv, toți suntem vestitorii jertfei Domnului Iisus, slăvit să fie numele Lui. Toți vestim jertfa Domnului Iisus când ne împărtășim din pâine și când luăm paharul cu rodul viței. Toți suntem vestitori a jertfei Domnului Iisus. Așa cum Paștele evreiesc e o reeditare a istoriei exodului din Egipt, masa Domnului pentru noi creștinii e o reeditare a istoriei exodului din robia păcatului. Că acolo, pe crucea blestemului, a morții, trebuia să fim noi fiecare. Și acolo s-a pus Domnul Iisus. Și El ne-a substituit pe noi. Și prin jertfa Lui, noi suntem justificați înaintea lui Dumnezeu. Sunt termeni greu de înțeles, dar sunt foarte practici în experiență. Și noi trebuie să conștientizăm lucrul acesta. A te împărtăși din masa Domnului e o mărturie publică, frate și soră, a credinței tale autentice în jertfa depusă de Domnul Iisus pentru tine, pentru mine, acum 2000 de ani pe crucea Golgotei. Hristos s-a făcut păcat pentru noi și prin jertfa Lui, prin substituirea Lui, El ne-a răscumpărat și ne-a introdus în familia copiilor lui Dumnezeu și suntem invitați în dimineața aceasta să participăm la masa Domnului. N-aș vrea să închei înainte de a afirma un lucru extrem de important. Este un mare pericol, frați și surori, a ne cinsti sau a abuza de masa Domnului. Și aici aș vrea să fim foarte atenți. Asta e ceva de speriat, chiar. Ideea că Domnul ia în foarte serios participarea noastră la masa Lui și seriozitatea cu care noi ne împărtășim la masa Domnului, asta trebuie să ne dea de gândit, să ne facă conștienți și cercetarea noastră personală să fie foarte profundă și foarte reală. Pavel îndeamnă chiar la o examinare personală foarte serioasă, în versetul 28. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului.
cercetarea personală, cu reverență, cu profund respect, cu teamă sfântă în fața mesei Domnului, e responsabilitatea fiecărui participant. Totdeauna când avem ocazia aceasta. Dacă venim la masa Domnului, să participăm la masa Domnului doar pe bază de merite, să ne cercetăm, zicem, măi, săptămâna asta nu m-am certat cu nimeni, n-am avut conflicte cu soțul, cu soția, nu mi-am pedepsit copiii, nu m-am enervat la locul de muncă, cred că pot participa la masa Domnului. Asta nu-i cercetare la masa Domnului, nu. Nu-i doar pe bază de merite, este o reverență, este un respect, o înțelegere adâncă că Hristos e prezent aici și că El onorează și dă importanță acestei părtășii noastre la masa Domnului. Și asta trebuie să ne facă conștienți într-o cercetare personală. Pavel nu zice, dacă ai greșit să stai deoparte, ci doar cei buni, nu cei răi, participă la masa Domnului. Nu. El zice, dacă cu umilință și recunoștință vii, participi la masa Domnului, dacă cu reverență, conștientizând importanța ei, prezența Domnului în masa Domnului, la masa Domnului, tu te poți apropia de masa Domnului. Ca păstor, mă uitam așa prin biserică, cunoșteam frații și vedeam unii că nu se apropie de masa Domnului o dată, de două ori, de trei ori și stăteam de vorbă cu ei. Îi chemam și sau mergeam la ei acasă. Frate, de ce n-ai participat la masa Domnului? Frate Nelu a spus și spuneți întotdeauna fiecare să se cerceteze pe sine însuși. M-am cercetat și n-am participat. Zic, hai să deschidem Scriptura. Și am deschis la 1 Corinteni 11 și am citit versetul. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să nu mănânce din pâine. Zice, stai puțin, nu scrie așa. Dar cum scrie? Fiecare să se cerceteze și așa să mănânce. Nu să nu mănânce. Zice, cred că eu am făcut o mare greșeală. Eu m-am cercetat ca să nu mănânc. Și luna viitoare vii cu același duh, cu aceeași înțelegere greșită, te cercetezi și nu mănânci. Și luna cealaltă tot la fel. Și tu trăiești într-o nebuloasă crezând că procedezi corect. Nu sunt vrednic, nu o iau. Nu, tu trebuie să conștientizezi că vine momentul, oportunitatea părtășiei la masa Domnului. Și trebuie să ai nu numai aici, și acasă cercetarea, și să te pregătești și să te pocăiești în fața Domnului. Și atunci fiecare se cercetează și așa să mănânce la masa Domnului, să-ți bea din paharul Domnului. Frate și soră, vino în dimineața aceasta la masa Domnului, nu pentru că trebuie, nu pentru că ai oportunitatea doar. Mărturisește că nu ești drept, că nu ești vrednic, dar în dragostea ta sinceră pentru Domnul și în dorința sinceră de a te pocăi, de a fi pe placul Domnului, de a nu mai supăra fața lui Dumnezeu, apropie-te cu reverență, cu respect, cu pocăință și participă la masa Domnului. Spune-i, vreau, Doamne, să te urmez, să fiu un urmaș devotat, credincios și îți mulțumesc că mă ierți și mă primești oaspete la masa ta. Vino nu pentru că ești tare, ci pentru că ești slab. Vino nu cu pretenții, vino cu pocăință, demonstrând că ești într-o continuă nevoie de harul, îndurarea și ajutorul Domnului. Să fii în părtășie cu jertfa Lui, depusă pe Golgota, prin care El te-a mântuit. Și fie dimineața aceasta părtășia la masa Domnului una reală și pentru tine, și pentru mine, și pentru noi toți. Și fie participarea noastră la masa Domnului un imbold într-o creștere, într-o maturizare spirituală
autentică, într-o dorință de sfințire și de pregătire a Domnului. Și încă ceva, la masa Domnului, nu numai că vestim Evanghelia prin participare, Evanghelia Mântuirii, dar vestim și venirea Domnului Iisus, pentru că există o expresie acolo, până va veni El. S-ar putea să fie ultima noastră participare aici și următoarea să fie după răpire, cu Domnul în slavă. În perspectiva aceasta să ne apropiem la masa Domnului astăzi, în perspectiva aceasta a ceea ce vom fi în veșnicie împreună cu Domnul Iisus, să participăm la masa Domnului, Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu gândurile acestea trăite, puse în practică. Amin.